Doamnelor și domnilor, un subiect drag prietenei noastre, Roxana Grabo Iliescu, având în vedere că are o relație specială, spun sau nu spun? Este puțin că relația mea specială, de fapt, a început, să știi, cu ei și evident a început cu Talisman. Alin, da, a început cu Așa. Talisman, a început cu Alin. Dacă vrei, cariera mea în televiziune a început cu ei, pentru că primul meu reportaj la Acasă TV a fost cu ei doi, exact când s-a născut cel mic, Adrian, adică familia lor. Mi-este foarte dragă și asta am și scris. Eu niciodată nu l-am judecat pe Alin, din contră, și atunci când am fost alături de Larisa i-am spus asta și știe și ea același lucru. Și în schimb, când am vorbit cu Alin atunci, i-am spus același lucru: nu vă aruncați cuvinte urâte, pentru că totuși 20 și ceva de ani ați împărțit aceeași pâine, ați crescut niște copii extraordinari, pentru că ăsta e adevărul. Și nu poți să scuipi pe ceea ce ai trăit. Ok, nu te mai înțelegi, perfect. Dar nu reinventa istoria doar ca să par tu că trebuie să fii salvat. De cine să reinventezi istoria, mă? Că fiecare zice că reinventează istoria celălalt. Exact. Așa că joacă-o pe asta. Deci, aseară au fost următoarele evoluții în această discuție. Prima evoluție ar fi că Medana a intervenit, actuala soție, explicând niște fotografii pe care le-a actualizat, în care par a fi în 2016, dar sunt de mai târziu, ea punând poza cu Alin. Nu ne e dragă Medana, dar parcă nu era bine să facă treaba asta. A mai apărut o domniță, fostă soție pentru 6 luni, de tip din Buzău, care ar avea o relație cu Larisa de dinainte de Alin, din timpul lui Alin, și n-a spus nimeni că nu și după Alin. Ce știi despre treaba asta, mai doamna? Ok, hai să diferențiem. Poate din n-ai fost la Buzău. Spațiu, stai puțin, din care numai spațiu vrei să mâncat, vorbesc? Dar n-ai fost. Știi? Că pot să vorbesc așa, pot să vorbesc și din spațiu și acolo... Dacă vrei, sunt cu adevărat expertă și din spațiu de soție a unui bărbat care a divorțat, da? Și care am fost la fel de tentată să o judec pe fosta și care, ba chiar m-am oferit, eu recunosc că n-am ajuns la nivelul Medanei, eu m-am oferit să le fiu mediator la divorț, adică eu eram deșteaptă, știi? Și chiar culmea, aveam cele mai bune intenții, pentru că știam ce e acolo și tot ce mă interesa era să le iasă curat. Adică, dar totuși, era absurd să fiu eu mediator în timp ce femeia aia mă vedea ca... Prietena ei. În fine, nu eram prietena ei. Ok, deci știu cum e să auzi jumătatea de adevăr, știu cum e să ai tentația să îți aperi soțul, deși soțul tău nu este un copil de 2 ani, nu e fiul tău pe care trebuie să-l protejezi, ci este un bărbat care cu siguranță a împărțit și bune și mai puțin bune, și în primul rând ar trebui să le spunem bărbaților din viața noastră să nu mai judece femeile din viața lor, pentru că fiecare femeie care a trecut prin viața lor... Dar femeile pot să judece bărbații. Sub nicio formă, n-am spus asta. Eu am spus ca femeie... Că aici nu poți să-ți spui că a fost unidirecțional. La un moment dat, deci eu de vreun an, păi nu, și da, ceva, de... la fiecare apariție a lui Alin, nu mai vorbim, dar chiar de la căsătorie încoace, numai dacă apăreau subiecte legate de fosta soție, de Larisa, nu, deci nu mai era o temă de actualitate pentru mine și pentru el. Era cu Tavi Colen, cu căsătoria lor, cu ce au mai făcut ei, cu chestii socotel romantic. Asta zici tu, dar dacă iei toate, inclusiv ce a fost în vara asta, întotdeauna apărea cum el a fost scos dintr-o mocirlă. Și aici eu îți spun, păi, și el din... a declarat? Odată, când a fost la emisiunea aia, nu, cu 40 de întrebări, că cine se duce trebuie să spună și laptele care l-a sub de la măsa. Înțeleg. Și atunci și după el care apărea spus... din nou comentariu în care era, repet, actuala soție salvatoare și tot așa. Lucrurile astea poate nu sunt deranjante. Simte. Indiferent dacă simți, când tu spui ca bărbat, uite, hai să facem un exercițiu de imaginație. Dacă tu ești copilul unui cuplu care s-a destrămat, ok, și tatăl tău spune în continuu că a ieșit dintr-o mocirlă, că nu știe cum a trăit, că a fost o greșeală căsătoria cu mama ta,
Cam cum te simți? Păi, asta cu greșeala, deci nu, cum să spun, nu știu ce să zic. Eu am lucrat cu Alin în vreo 2 ani de zile când am prezentat festivalul de la Amara, el îl organiza. Mm-hmm. Am stat multe zile cu Larisa și cu Alin. Pentru mine n-a fost o bucurie să văd că acea echipă extraordinară s-a destrămat. Pe de altă parte, când omul vine și spune că uite, frate, de la DNA au ieșit niște interceptări din care rezultă că nevastă mea. Bă, nene, când îți spune de DNA, te dai puțin în spate. Adică... spune pe DNA și DNA... El zice că 3 și el spune că ea, că nu, ea i-ar fi spus că numai 2, iar când ea intră în direct, nu se referă la lucrul ăsta. Ba da, și a și spus care e hârtia de la DNA, care i-a declarat că ea nu există în înregistrările lor. Deci... adică el minte. Nu intru în detaliile lor, nu am să joc acolo, pentru că este treaba lor din punctul meu de vedere. Apare o doamnă care spune m-am căsătorit și ea se ducea după din punctul meu de vedere, toate aceste detalii trebuie rezolvate între Alin și Larisa, plus cei 2 copii pe care i-au crescut. Cum să zic, ei erau o echipă și nu de 2, de 4. Așa. Auzi, dar când s-a schimbat cheia de la ușă, de ce parte a ușii trebuia să fii? De ce parte a ușii? Cum să te înțelegi cu cineva care îți schimbă ea de la ușă? Din nou, tu ai fost acolo să vezi? Dar n-am văzut mă la televizor când a filmat. Tu ai fost acolo să vezi toate lucrurile? Dar n-a negat nimeni chestia asta. Ok, eu aștept să fie... Deci n-a schimbat ea de la ușă? Eu aștept să fie cumva, poate, Adrian, suficient de... adică băiat matur și asumat, încât să spună povestea din spațiu copiilor. De fapt, pe mine, sinceră să fiu, în toți anii ăștia m-a interesat bunăstarea copiilor. Iar ca terapeut aici, mă bag pe terapie, cei care au cel mai mult de pierdut sunt copiii. Și atunci, întotdeauna, l-am vorbit și lui când am vorbit cu el la început, o singură dată, dar am vorbit niște ore, și cu ea toți anii ăștia i-am atras atenția ce e bine pentru copii. Și ani și de zile... dacă el, să zicem, mergând pe pista ta, că el a greșit vorbind încă o dată în vara asta, s-a hotărât, ea spui că toată lumea a vrut ca ea să dea declarația și atunci a ieșit toată mizeria la suprafață. Băi, și s-a terminat. Bravo! Dar se termină. Te-ai răcorit până când te-a stropit la loc. Da, da, iar ești crede-mă, tu în locul ei. Crede-mă, fiecare seară sunt stropi așa. Corect, pe față. Dar dacă pentru ea și copiii ei, în sfârșit, doar așa puteau să pună stop, pentru că nu mai puteau, în schimb, să toată lumea să zică, bă, da, așa e, așa e. Și au spus odată și îmi doresc din suflet ca Larisa să se țină ani de cuvânt. Nu, Larisa nu a ieșit niciodată. Ea a dat niște informații și chiar și eu am dat niște informații din ceea ce spunea ea. Dar după aceea era după foarte supărată că nu-i numai părerea ei. Bă, nu se poate numai cu părerea ta. Încă o dată. Iar sper din suflet că se termină aici. Exclus. De ce oare? Pentru că am senzația că toată lumea mai are câte o mână, așa, știi, n-ai văzut? Aseară, ieri apăreau informații pe surse, adică, eu nu mai vorbesc nimic, sunt un gentleman, sunt o lady. Pregătește 2 mâini de kit, așa, vum, vum! Ce Dumnezeu, dar ce suntem copii, informații doresc, din surse. Îmi doresc să-i trimit preopinenții, ce-i vrăjala asta? Fără ajutor, nici din partea mea, nici din partea ta, nici din partea actualei soții, care actuala soție este, îl are pe Alin acum. Însă Alin, cum să zic, are niște, într-adevăr, niște lucruri nerezolvate din de partea mic de viață, din care Medana nu era. Și da, fac apel la toate femeile și repet, inclusiv la mine, că am făcut și eu greșeala asta, să înțeleagă că nu este treaba noastră de soție de acum să îi reglăm, pentru că altfel face fix ceea ce a făcut Larisa atunci când i-a dat un cap în gură portarului de la liceu, pentru că nu lăsa pe Alin să intre. Este fix același lucru. Adică Medana îi dă un cap în gură acum Larisei că se ia de săracul Alinuțu. Nu este așa. Ea seară totuși s-a evitat în anumite momente să judece și a și spus, păi, nu mă bag în chestii. Că a părut să întrebarea, domne, ce-i cu ăsta? Și a zis, nu știu, domne, treaba lor. Dacă tu te oferi de pe o poziție de superioritate în care ai declarat că l-ai salvat dintr-o mocirlă, pentru că sunt declarațiile ei, sunt comentariile ei pe Facebook, l-am scos din mocirlă. Care mocirlă? Definește. În care erau și copiii, el a făcut copii într-o mocirlă. Deci toate nu știu aceste asta lucruri... cu copiii. În orice caz înțeleg că omul nu mai avea decât de o ciorbă.
Încă o dată, că l-am ajutat după ce l-am găsit pe stradă, e una. Că l-am scos dintr-o mocirlă, înseamnă că era într-o mocirlă. Dacă se, deci încă nu ne-am lămurit în privința veridicității informațiilor despre o posibilă înșelare a lui Alin de către Larisa, căci dacă ar fi adevărat, ar fi mocirlă. Cum? Stai, ce? Deci n-ar fi adevărat că e mocirlă dacă s-ar dovedi că Larisa l-a înșelat pe Alin? Și dacă ar ieși acum toate puștoaicele să spună și despre Alin și în emisiunile în care Alin era, adică zică... oare noi suntem judecătorii căsniciei lor? În niciun caz. Ok, și atunci ce ne interesează este ca cei doi copii absolut da, mă, minunați să știe că au avut doi părinți care s-au iubit și s-au despărțit. Ok, au făcut greșeli, s-au scuipat, dar acum au realizat, pentru că sunt hai adulți. Hai să vedem și pe asta. Asta îmi doresc. Hai și, să vedem și pe asta. Din experiență spun că dacă dă doi pași în spate actuala soție, care foarte bine să-și trăiască viața fericită și să se bucure de ei de cu ea, da, de tot ce discută oamenii între ei nu mai vorbim. Da, dar trebuie să discute ei. Păi nu vezi că nu discută decât la TV? Da, doamnelor și domnilor, ta-na! Să fie pace. Ne întoarcem cu alte subiecte.